Mesajul din seara aceasta va fi unul mai puțin vorbit în bisericile noastre. Mai neconfortabil să-l auzim, dar este cuvântul Domnului și voi încerca să fiu cât se poate de gingaș, manieraș, de condus de Duhul Domnului, ca să pot să fiu primit de orice cuget omenesc. Pentru aceasta deschideți cuvântul Domnului la Judecători, capitolul 19, versetele 22 și 23. Judecători 19, cu 22 și 23. Pe când se veseleau ei, iată că oamenii din cetate, niște fii ai lui Belia, adică fii ai diavolului, oameni stricați, au înconjurat casa, au bătut la poartă și au zis bătrânului, stăpânul casei: scoate pe omul acela care a intrat la tine ca să ne împreunăm cu el. Stăpânul casei a ieșit la ei și le-a zis: nu, fraților, vă rog să nu facem un lucru așa de rău, fiindcă omul acesta a intrat în casa mea. Nu săvârșiți mișelia aceasta. Amen. Niciodată în istoria omenirii, la nivel mondial, vorbesc acum, nu local, n-a fost familia asaltată atât de puternic cum este asaltată astăzi din perspectiva acestei orientări homosexuale. Și cum vă spuneam ieri, guvernele lumilor se întrec care să emită primul o lege care să legifereze practica homosexuală, căsătoria homosexuală și să lovească în această binecuvântată instituție între oameni, familia, soț și soție. În istorie, o să vă surprindă, mai ales că ultimul exemplu pe care îl spun din ceea ce e numai acum, avem cazul Sodomei și Gomora, avem cazul de astăzi, care se întâmplă în Gibeia lui Beniamin, deci o localitate din Gibeia lui Beniamin, și să nu vă surprindă că ideile acestea de stricăciune sexuală au fost aproape odată cu izgonirea omului din grădina Eden. După ce au început să se mulțească oamenii, eu studiind îndeaproape cuvântul Domnului, am ajuns la concluzia, ca și alți teologi pe care îi citesc și cu care a căror scriere mă consult, am ajuns la concluzia că această practică a fost adusă printre oameni de îngerii căzuți. Când studiez cu atenție subiectul acesta, găsesc această realitate și mai ales Iuda, când vorbește, face această conexie cu îngerii căzuți și cu practica aceasta scârboasă înaintea oamenilor și înaintea Domnului. Dar în nerușinarea lor, pentru că acesta este termen, în nerușinarea lor și disprețul lor pentru legea Sfințeniei lui Dumnezeu, homosexualii au încercat în toate timpurile să pună mâna și pe instituțiile iudeo-creștine cele mai înalte. Puneți pe ecran 2 împărați, 23:7. Și să vă surprindă lucrul acesta. 2 împărați, 23:7. Pe vremea împăratului Iosia al lui Iuda, la Ierusalim, unde erau homosexuali? Ce scrie acolo? În casa Domnului. Adică, ce vrei să spună? Nu era un templu propriu zis, acolo numai preoții intrau. Însă templu
avea o curte largă și lungă și în curtea aceasta erau făcute niște căbănuțe, ca să le zicem așa, niște căsuțe. Și parte din acestea căsuțe în care stăteau preoții care slujau pe timpul mandatului lor, așa, rândui de David. În căsuțele acestea au început să aibă o astfel de practică. Nu s-au rușinat nici chiar în casa Domnului, nici în perimetru casei Domnului. Și astăzi ne vom uita la un subiect pentru familie, în vremurile din urmă, intitulat Familia și asediul homosexual. Familia și asediul homosexual. Vom vedea din aceste două versete trei lucruri fundamentale care se desprind din cuvântul Domnului și care arată de fapt ce este și cum vede Dumnezeu această practică mortală. Primul lucru pe care trebuie să-l observăm este cruzimea homosexuală. Stăpânul casei a ieșit la ei și le-a zis: să nu faceți un lucru așa de rău, să nu săvârșiți mișelia aceasta. Despre homosexual se spune că sunt foarte manierați, foarte respectuoși și așa se poartă în aparență. Însă în spatele manierelor și a comportamentului bine controlat omenește, stă o cruzime sălbatică. Adică, nu-i interesează dreptul tău, ci interesează pofta lor. Nu-i interesează că ei sunt o minoritate și populația este marea majoritate, ei vor să subjuge majoritatea sub practicile lor. Asta înseamnă cruzime. Nu au respect pentru dreptul altuia, nu au respect pentru integritatea morală și spirituală, nici pentru integritatea trupească a altcuiva. Dați-l pe omul acesta să avem relații cu el. Pentru că în casa acestui bătrân s-a oprit un om cu concubina lui, cu soția lui, în drum spre casă. Și pentru că a fost găzduit peste noapte și locuitorii orașului Gibea l-a văzut ca și un Sodoma și Gomora. S-au dus să-și facă planurile împotriva acestui muzafir. Deci, nu-i interesează că oamenii aceștia, omul acesta care a venit, n-avea inclinații homosexuale. Tocmai își ducea soția acasă. Nu-i interesat că forțându-l și violându-l în felul acesta, poate să-i creeze o traumă morală și psihică care să-l marcheze pentru viață, că așa se întâmplă după fenomenul de felul acesta. Nu-i interesat. Și nu, vrem să fie al nostru. Deci trebuie să vorbiți foarte mult cu copiii dumneavoastră, să se ferească de astfel de prietenii și să vă comunice imediat dacă întâlnesc astfel de persoane care îi abordează discret ca să îi seducă. Pentru că, deși se străduiesc să afirme că homosexualismul este o stare naturală înnăscută în oameni, este o minciună. Este o stare învățată și apoi practicată. Este o stare învățată și apoi practicată. Nu se naște nimeni homosexual. Nu se poate dovedi lucrul acesta nici științific, nici genetic, nici într-un fel, ci este o practică învățată. Scriptura spune în Proverbe 5:22-23: cel rău este prins în însăși nelegiuirea lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare. Se va potigni din prea multa lui
nebunie. Grupurile și organizațiile homosexuale au o agendă specială și aș vrea să vă familiarizez cu agenda lor pentru ca să știți cum să vorbiți cu copiii dumneavoastră și cum să fie copiii pregătiți. Este foarte important în aceste zile de lume. Agenda lor: controlul mass mediei. Vor să controleze sistemul de informații, de comunicație către oameni. Dacă pe ăsta îl controlezi, subtil, treptat, poți să oferi oamenilor, îi asediezi vizual, îi asediezi auditiv, până când îi obișnuiești. Nu vă aduceți aminte pe cei ce sunteți puțin de vârsta mea, poate nu sunteți prea mulți, dar era o propagandă foarte subtilă pe vremea lui Ceaușescu, așa e și acum, pe vremea capitalismului. Știți că astăzi, pe vremea lui Ceaușescu, la școală, i-a învățat tovarășa pe copii care este diferența dintre capitalism și comunism. Și a zis, în capitalism, copiii, vrem să știți că este exploatarea omului de către om. Și credeți voi că arată, cum arată comunismul? Ionuț Român a zis, eu știu. Spune, ce e mers? Exploatarea omului e către om. Deci, pune mâna pe mass media, pe sistemul de informație. Asta este foarte important. Este foarte important. Apoi, al doilea lucru în agenda lor este... Și vedeți că invață pe copii la școală, de aceea părinții puteți să aveți un cuvânt, că și cred că și în Spania se fac ședințe cu părinții care merg cu copiilor care merg la școală. Nu se fac. Nu lipsiți din aceste ședințe cu părinții și spuneți-vă opinia. Chiar dacă o să vă derâde și o să vă bazocorească unii să vă să uite și da la dumneavoastră, spuneți-vă opinia. Pentru că ce vor să facă? Schimbarea termenilor care descriu persoanele homo. De exemplu, uitați, căsătoria tradițională și căsătoria homosexuală au fost schimbate și s-a cerut în legislația în America, în Spania, că am verificat pe legislația dumneavoastră, ca să mă pot să informez când am venit aici. Deci, schimbate cu drepturi egale pentru căsătorie între persoane de același sex sau egalitate matrimonială. La școală o să răspundă la copii, noi vorbim de dreptul, nu? Egalitate matrimonială. Voi toți veți aveți același drept, să mâncați același sandwich. Așa se pune problema, pentru că trebuiește manipulare mentală. Alt lucru. Termenii preferință sexuală a fost înlocuit cu orientare sexuală. Este o șmecherie drăcească. Când, dacă spui preferință sexuală, înseamnă că asta vine de la tine. Când spui orientare sexuală, asta înseamnă că n-ai ce face. Așa a fost făcut, orientat în felul acesta. Și de aceea n-ai responsabilitate pentru ce faci, pentru ce trăiești și neavând responsabilitate, poți să treci cum vrei, să influențezi și pe alții cum vrei. Apoi, în agenda lor, homosexuali, schimbarea eticii sociale și religioase. Dreptul la adoptarea de copii. Imaginați-vă cum arată copiii crescuți într-o zisă familie homosexuală. Promovarea cât mai mulți profesori liberali, marxiști și homosexuali în colegii și în universități, pentru ca studenții când ies de acolo să aibă capul plin de dogme demonice, imorale și să poată să se gândească mersul societății spre o dictatură. Pentru că atunci când îi forțezi să aibă aceeași gândire, rezultatul este dictatură, în final. O conducere ultra-centrală. Apoi, ascultați acestea, ca să vă dau două exemple care o să fiți surprinți.
forțarea, ce cere homosexualul, forțarea interpretării textului sacru. Noi vorbim de cruzimea homosexuală, pentru că bătrânul acesta a spus, nu faceți mișelia aceasta. Este o cruzime. Forțarea interpretării textului sacru a Sfintelor Scripturi de către chiar slujitorii bisericii. De exemplu, vă citesc, canonul sau preotul anglican al catedralei din South Warwick, Anglia, afirma, citesc, nicăieri în Biblie nu ne este sugerat de Hristos că relațiile sexuale trebuie să aibă loc doar în familia căsătorită. Cred că s-a citit din Coran. Un mare val sau prejudecată se face împotriva homosexualilor sub argumentul că relația lor este nenaturală. Și întreabă el, preotul, nenaturală pentru cine? Cu siguranță că pentru homosexual această relație nu este nenaturală. Este plăcută, este dorită. Dacă cineva predică biserica noastră în felul acesta, unde duce biserica? Unde duce pe tine? Apoi, auzit acest argument, profesoara Virginia Ramsey de la William Paterson University în Wayne, New Jersey, afirmă pentru studenții din clasa ei, citez această afirmație, nu numai faptul că Iisus a lăudat pe toți aceia care din rațiuni multiple nu s-au căsătorit și nu au avut copii, nu numai că botezul unei astfel de persoane este descris expres în Fapte 8, 26 la 40, famenul etiopian, ci Iisus a făcut o minune, ascultați acest argument, a făcut o minune pentru centurionul roman, sutașul roman, care la cărui robi l-a vindecat, care era necăjit de suferința unui tânăr, care se pare că era amantul sutașului. Deci ce l-a vindecat Iisus? Ca să aibă sutașul cu cine să distreze. Idioți. Da, poate titlul de profesor universitar. Și interpreze Scripturii. Acest argument este o cruzime la adresa logicii și la adresa drepturilor noastre. Încă o dată, noastră ca părinți avem o mare obligație și bunici. Să nu lipsiți de la ședințele cu părinții și să cereți, să vi se spună ce program au cu copiii în educația lor sexuală și să îi spuneți, eu cer copilul meu să fie să se permite să se retragă din clasa respectivă. În al doilea, după ce am văzut cruzimea homosexuală, al doilea lucru care se vede în pasajul nostru și pe care trebuie să-l cunoaștem în aceste vremuri din urmă este compromisul homosexual. Uitați ce spune bătrânul către ei. Nu, fraților, vă rog să nu faceți un lucru așa de rău. Observați? Compromisul. Eu nu sunt frate cu homosexuali și nu suntem frați cu homosexuali. Dacă faci compromis, să știți că ne-ați făcut mai bun. Ne-am făcut mai bun. Ei trebuie să cunoască adevărul și trebuie să vadă că noi stăm pentru adevăr. Familie nu se amnează Ion și Gheorghe se pot căsători și Ileana cu Maria se pot căsători. Familie înseamnă un soț și o soție. Punct. Atât. Atât. Compromisul nu lucrează nicăieri. Termenul de frate indică același crez, aceeași practică, aceeași grupare. În Vechiul Testament, textul din Levitic 18:22 și Levitic 20:13 numesc
homosexualismul o urăciune, un lucru scârbos sau o abominație. Pentru că mulți întreabă, unde scrie în Biblie? Păi, vă spun acum textul unde scrie în Biblie, ca să le aveți o donare. Levitic 18:22 și 20:13. Textul nostru de astăzi, din Judecători 19, îl numește Mișelie. În Noul Testament, pentru dumneavoastră, dacă vreți să cunoașteți, când stați de vorbă cu cineva care este înclinat spre astfel de practici, se întâmplă și printre noi, printre biserici, în biserici apar aceste odrasle sălbatice. Sunt trei pasaje în Noul Testament care vorbesc despre poziția lui Dumnezeu față de homosexualism. Trei pasaje. Primul, Romani 1:26-28. Le citesc ca să le auziți și să le înțelegeți. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Deci, patimi scârboase. Căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii, femeie cu femeie. Tot astfel, și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au oprins în poftele lor unii pentru alții. Au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Nu le place să aud, și nici la guvern nu place să aud, de ce vă spun acum, cele mai multe cazuri de SIDA sunt între homosexuali. Cele mai multe cazuri de virusul maimuței care este acum. Ce lucrați în domeniul medical? The monkey virus este între homosexuali. Și au primit plata în trupurile lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze de Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Deci Romani 1:26-28. Și dați-mi voie să fac aici o paranteză și să se imprime bine mintea noastră tuturor. Fraților, când un creștin face rău, cum vă spuneam ieri și dimineața, Domnul îi iese înainte ca să-l oprească. Și îl iese înainte ca să-l oprească, în primul rând, vorbind din conștiință. Ce faci nu-i bine. Dacă nu ascultă de conștiință și de cuvântul Domnului, pentru că îți iubește sufletul, că sufletul e a Domnului, Domnul îți iese înainte printr-o încercare mare, printr-o lovitură, printr-un accident, printr-o pierdere financiară. Deci asta nu ca să te sfințească, să te oprească. Îmi faceți confuzie între ori așa. Că necazul nu sfințește pe nimeni. Necazul te oprește din nebunie. Dar, acum, aici este esența. Dacă nici necazul care a venit peste mine sau peste tine nu te oprește din nebunie, cel mai rău lucru care se poate întâmpla unui om sub soare. Cel mai rău, mai rău ca acesta nu este, este ca Dumnezeu să te lase pradă minții tale blestemate. Ok, du-te, fă ce vrei. Când Dumnezeu și-a luat mâna de peste tine și lasă să faci ce vrei, ești alt. Ești terminat. Balaam este profet în plină putere și încărostește o profeție care toată lumea o sărbătorește. O speară sare din Iacob. Datorită lui Balaam avem steaua Crăciunului, a profeției lui. Slujitorii lui Balac, regele Moabului, au venit la el și au zis: Balac, împăratul Moabului, mi-a trimis aici cu câteva pungi de aur și de argint și dacă îți mai trebuie, vii la curtea lui și negociezi.
care e slujba care vrei să o faci? Bleastă-mă pe Israel, că știi că ce spui tu în numele lui Dumnezeului tău, că nu cunoșteau ce Dumnezeu se chină Balaam, este blestemat. Și Balaam era cu minte în momentul acesta. A zis, lasă-mă, mă rog, Domnul. S-a rugat lui Dumnezeu și a spus, Doamne, să mă duc, uite, da? E aur, poate ajută și pe sărat, pe sărat, e bine. Ce a zis Domnul? Nu. Nu te duci. Dar Balac este insistent. Și a trebuit să apoi slujitorul și a zis, crezi că nu am aur suficient? Măresc contul. Acum eu vă pun o întrebare. Știa Balaam care e răspunsul Domnului la aceasta? Știa că să nu se ducă. Nu era legat de ce sumă îi dă. Era legat de sfințenia lui Dumnezeu. Nu te duci. Se ducea. Doamne, să mă duc. Ce a zis? Du-te, măi, de bună. Du-te. Fă după capul tău, după mintea ta. Și vreau să spun ceva, Balaame. Știi cum ai ajuns tu acum? Ești nepus ca un măgar. Pentru că măgarul tău e mai deștept decât tine. A început el să aibă vedenii și a început să le pierzi tu. Este așa sau mesaj? Dumnezeu nu-și schimbă opinia de azi pe mâine, ca să-mi cadă mie bine. Nu-și schimbă. Și autorul Epistolei către Romani, Duhul Sfânt, din Apostolul Pavel, spune, fiindcă n-au păstrat pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat pradă în voia minții lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Deci, homosexualismul este minte blestemată. Și vă spun încă ceva. Cel mai rău lucru se va întâmpla apoi în timpul necazului celui mare. Aduceți vă aminte de ce spune tot același Apostol Pavel de același Duh Sfânt în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 8 la 11. Acolo spune că atunci când va veni Anticrist, oamenii vor face toate relele, pentru că îl vor numi pe El Mesia, pe Anticrist. Și cuvântul Domnului spune, și din pricina minții lor blestemate, Dumnezeu i-a lăsat pradă să creadă ce? O minciună. Care e minciuna? Minciuna este că Anticrist este Hristos. Când ia Domnul mâna de peste tine sau de peste mine, s-a dus. Compromisul cu homosexualismul nu ajută. Dimpotrivă, coboară, doboară. Al doilea text din Noul Testament unde Domnul condamnă homosexualismul, că mulți întreabă, dar unde scrie Scriptură? Vreau să văd negru pe alb. Că voi numai spuneți că este implicat ceva acolo. Nu, este scris direct. 1 Corinteni 6, 9 la 10. Ascultați acum. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții homosexuale, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Vrei mai direct? Nu trebuie să existe compromis, cum a făcut acest bătrân. Dar nu numai acest bătrân. Compromisul l-a făcut întâi Noe. Pentru că pe vremea lui Noe s-a întâmplat prima dată în Sodoma și Gomora. Și când au venit și au bătut la ușă și a spus, vrem să ne împreunăm cu musafirii tăi? Noe a zis, fraților, nu faceți bine. Lot, aveți de. Mulțumesc. Lot, fraților, nu faceți bine.
Deci, atunci a început compromisul. Și de atunci încoace compromisul tot continuu. Bătrânul acesta, fraților, nu faceți bine. Și acum sunt biserici, așa numite evanghelice, care fac compromisul. Am să vă citesc două argumente în această privință. Deci, 1 Corinteni 6, 9 la 10. Spune cine nu intră în Împărăția lui Dumnezeu. Homosexuale nu intră, ca și lepețivi, ca și curvari, ca și mincinoși. Apoi, al treilea pasaj în Noul Testament despre această practică murdară este 1 Timotei, capitolul 1, versetele 9 și 10. 1 Timotei 1, 9 și 10. Auziți, că știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, pentru ucigători de tată și ucigători de mamă, pentru ucigători de oameni, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzători de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase. Acestea sunt pasajele Noului Testament care vorbesc despre practica aceasta ca o urăciune înaintea Domnului care se împiedică drumul spre Raiul lui Dumnezeu. Dar va veni unul și va zice, păi frate, nu e așa de rău Dumnezeu pentru un lucru din acesta să-l arunce din Rai în ea. Nu! Nu e așa de rău din Dumnezeu. E rău el, că el se duce acolo în ea. Sau ea. Nu Dumnezeu e rău. Uitați-vă cine practică. Nu Dumnezeu este în practică homosexuală, ci este el sau ea. Autorul american Jim Nelson Black, în cartea Când națiunile mor, When the Nations Die, spunea următorul lucru. Se pot identifica 10 factori care aduc colapsul societății omenești. 10 factori. 1. Înmulțirea fără de lege. 2. Pierderea disciplinei economice. Asta înseamnă democrație exagerată. S-au zis bine, democrație exagerată este numele schimbat la homosexualism, orientare. Democrație exagerată însemnează comunism exagerat. Pentru că cineva pune mâna pe toți banii și îi împărțim noi după nevoie la fiecare. Zic că la cățel să mănânci. Îi împărțim noi, așa e democrație. 3. Creșterea birocrației. Se vede astăzi, nu? Declin în educație. Slăbirea temeliilor culturale, pierderea respectului pentru tradiții, creșterea materialismului, creșterea imoralității, decăderea credinței religioase, devaluarea vieții umane. Și la asta asistăm astăzi. Și pentru că s-a devaluat viața umană, uitați două exemple. Atitudinea față de copii s-a schimbat, de aceea trebuie să avem mare grijă de copiii noștri, fraților. La vecinii dumneavoastră, în Portugalia, este lege care protejează acte sexuale între un adult și un copil de 13 ani. Dacă copilul spune, eu am consimțit, am vrut să vedem ce e asta. 13 ani. În Olanda, este lege care protejează pe un adult care are relații sexuale cu un copil de 12 ani, dacă copilul a consimțit. Nu va fi numit viol, va fi numit a consimțit, aprobat reciproc. Acest este compromisul cu homosexual. Și la acest compromis, Dumnezeu are un cuvânt pentru noi prin profetul Isaia, pe care îl știți foarte bine. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau o mărăciune pe dulceață
și dulceață în loc de amărăciune. Isaia 5:20. Vai de ei. Este un relativism moral. Am rămas surprins studiind pentru acest seminar să descoper următoarea corespondență. Arhiepiscopul Bisericii Anglicane din Uganda. Deci, șeful Bisericii Anglicane din Uganda a trimis o scrisoare către reverendul Frank Griswold, episcopul general al Bisericii Episcopale din SUA. În SUA, Biserica Anglicană se numește Biserica Episcopală. După ce acest post general din America a ordinat în slujbă de episcop pe pastorul Gene Robinson, care este homosexual, l-a înscăunat în poziție de episcop. Și, cum am spus, arhiepiscopul Bisericii Anglicane i-a scris episcopului general al Bisericii Episcopale din SUA și a zis așa: am înțeles că vreți să veniți să ne vizitați în Uganda ca să întăriți relațiile cu biserica noastră și să aduceți multe ajutoare pentru săracii din Uganda. Și uita ce scrie: vă rog să nu veniți. Nu avem nevoie nici de cooperare cu voi și nici de ajutoarele voastre. Când vă veți pocăi și veți înțelege Scriptura, contactați-ne din nou. Dar asta înseamnă curaj. Asta nu înseamnă compromis, înseamnă curaj. Este așa sau nu este așa? Un om care e interesat de oamenii lui și necășiți în Uganda, smulți plămânzi, smulți amărâți, nu îmi trebuie banii voștri ca să ne cumpărați, să ne faceți homosexuali. Rândiți-vă casă întâi și apoi ne căutați pe noi. Și apoi este al treilea lucru în pasajul nostru. Condamnarea homosexuală. Nu faceți un lucru așa de rău. Nu săvârșiți mișelia aceasta. Îi spune bătrânul acesta cuvintele lui: ce faceți voi un lucru așa de rău, deci condamnabil, o mișelie așa de mare. Este cruzime, este compromis și este condamnare. Practica homosexuală este considerată un lucru foarte rău. Când Tamara a fost violată de fratele ei, Amnon, l-a considerat pe Amnon un nebun. Homosexualismul, de asemenea, este considerat o nebunie. Veți întreba, poate fi un homosexual iertat de Dumnezeu? Da, poate să fie iertat de Dumnezeu. Singurul lucru pe care Dumnezeu nu le iartă, singurul lucru, este acesta: oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Singurul păcat care nu se iartă, că tot se vorbește de ura împotriva Duhului Sfânt, este necredința în Dumnezeirea lui Iisus Hristos. Necredința în Dumnezeirea lui Iisus Hristos. Apostolul Pavel în 1 Corinteni 12:3, puneți pe ecran ca să-l citiți, spune acest lucru și foarte, foarte greu îl observă oamenii. Ce spune Apostolul Pavel? Mine nu zice el prin Duhul? Sau am dat greșit? Ce? Ok. Mine nu zice prin Duhul Iisus să fie anatema. Dar asta este peste. Asta este pasaj. Ce semnează aceasta? Semnează că Duhul Sfânt, că e ura împotriva Duhului Sfânt, este singura putere, singura ființă care mă poate face și te poate face să înțelegi
că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos nu-i diavolul, cum au zis contemporanii. Face minuni cu ajutorul Domnului, dragilor. Iisus Hristos îți deschide mintea să înțelegi că Iisus, Duhul Sfânt îți deschide mintea să înțelegi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și că salvarea ta nu poate avea loc decât numai dacă tu crezi în Fiul lui Dumnezeu. Cine nu crede în Fiul lui Dumnezeu a blasfemiat pe Duhul Sfânt, pentru că nu s-a lăsat călăuzit de Duhul ca să fie convins că Iisus este Domn. Asta este bună puterea Duhului Sfânt. E singurul păcat care nu se iartă. Cine moare în necredința lui Iisus Hristos este un păcat care nu se iartă. Dar dacă ești în viață și te pocăiești de orice păcat și nu mori în necredință, te pocăiești de orice păcat, inclusiv homosexualism, vei fi iertat. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venite lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vadă faptele. Ce trebuie să știm? Că autoritatea Bibliei este atacată mereu. Trebuie să știm că foarte mulți creștini nu-și exersează dreptul social de a-și spune cuvântul și de a vota. Trebuie să știm că liberalismul de astăzi caută cu tot din atinsul să se facă, să se redefinească sexualitatea umană. Adam și Eva nu au fost un mit și o realitate. Și trebuie să știm că politicienii care nu vă văd 4 ani de zile și vă caută numai când au nevoie de votul dumneavoastră, nu au alt plan. Cei mai mulți dintre ei, decât să meargă împotriva legii lui Dumnezeu. Știți povestea cu politicienii? Un chirurg, un politician și un arhitect stăteau de vorbă împreună și discutau Geneza 1 și 2. Și tema pe care ei o dezbăteau era aceasta. Potrivit Geneza, capitolul 1 și capitolul 2. Care a fost prima meserie din lume? Ce spune Biblia în privința aceasta? Și zice chirurgul, prima meserie din lume după Geneza a fost chirurgia. Și celălalt doi, arhitectul și politicianul, au întrebat, dar de ce chirurgia? Păi nu scrie că Dumnezeu l-a făcut pe Adam și după aceea a adormit-o pe Eva, adică i-a făcut anestezie, spus eu. A operat-o, i-a luat coasta și a făcut pe Eva. Asta este prima meserie din lume. Arhitectul zice, te-ai grăbit, doctor, te-ai grăbit. Nu scrie în versetul 2 din Geneza 1 că pământul era pustiu și gol. Dar în ebraică nu este pustiu și gol, scrie pământul era în formă de haos. Totul era în haos. Zice, prima meserie în lume a fost arhitectura. Dacă totul era în haos, a trebuit un arhitect să facă un plan și să poată să pună creația aceasta în ordine. Dar politicianul, ați văzut că nu vă pricepeți niciunul, nici la Biblie și nici la nimic. Cine credeți voi că a făcut haosul? Nu? Ce putem noi să facem în concret? Renuiește-ți stăruirea față de autoritatea Scripturii. Nu te abate de la cuvântul Domnului. Cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Participă la trezirea Bisericii lui Hristos. Dacă ești chemat la post, la rugăciune, la meeting-uri ca acestea,
participă la viața bisericii, să se aprinde biserica Domnului și să mântuie sufletul cât mai mult. Amin? Amin. Reînvață să înțelegi corect ce este sexualitatea umană. Reafirmă-ți dăruirea pentru crezul în familia biblică, un bărbat și o femeie. Participă prin votul tău la reformarea sistemului juridic și politic din țara în care locuiești. Reîntoarce-te și reconectează-te cu moralitatea biblică. Vorbește cu copiii tăi să spună ce le spune învățătoarea la școală. Întreabă-i în fiecare zi ca să știi să corectezi ceea ce este pus în mintea copiilor de niște învățători corupți, marxiști și cumpărați de agenda homosexuală. Iată un crâmpei doar din această temă, care este foarte dificilă și greu de prezentată la toți oamenii ca să înțeleagă, dar pentru că suntem asaltați în aceste zile tocmai de această problemă, am considerat că este important pentru aceste genuri de urmă să cunoaștem acest fapt. Este cruzime în homosexual. Compromisul cu ei lucrează, pentru că așa cum zice Domnul, le-ai dat un deget și o luat? Nu toată mâna, te-o luat complet. Cruzime, compromis și condamnare. Este condamnare. De ce ai vrea să fii condamnat? Pentru că ai vrut să te compromiți? Biblia condamnă homosexualismul? Noi trebuie să fim compătimitori pentru cei ce duc o astfel de viață, dar în compătimirea noastră trebuie să ne spunem cu dragoste adevărul lui Dumnezeu. Dacă îl vor primi, va fi bine de ei. Dacă nu îl vor primi și vor muri în această stare, este problema lor personală, Dumnezeu i-a și judecat. Eu mă rog Domnului ca aceste cuvinte și aceste învățături să fie puse în mintea și în inima dumneavoastră, a noastră, tuturor celor ce am stat în fața lui Dumnezeu și să înțelegem că ele sunt pentru noi în aceste vremuri din urmă. Și să ne grăbim să le primim. Să nu-și ia Domnul mâna de peste noi și să ne lasă în pornirea minții noastre blestemate. Pentru că și în vremea aceasta din urmă, n-a spus Domnul Iisus Hristos că vremea din urmă va fi ca în vremea lui Noe. A scris și aceasta. A zis. Și în vremea lui Noe spune că și toate pornirile minții oamenilor erau îndreptate numai spre rău, spre corupție, spre violență. Și este foarte interesant că în ebraică la violență îi spune Hamas. Ați auzit de Hamas? Și nu-s violență, ăștia-s